Cu regret, problema dată este reglementată de către un regulament care ține de difuzarea și de amplasarea panourilor stradale, care este de fapt provizoriu și a fost aprobat în anul 2007. Vă aduc aminte că suntem în anul 2016. De asemenea, există un alt regulament, tot provizoriu, care ține de scoaterea, de fapt, de demolarea canotajului stradal în cazul când este instalat ilegal. În legătură cu toate acestea, deci, fracțiunea blocului electoral, Platforma Populară Europeană Iurie Leancă, vă anunță și vă invită la dezbaterile publice pe care le organizează la tema panourile stradale în Chișinău, soluții și perspective, care este programată pentru 6 aprilie, miercuri, orele 17:30 în sala dată, la care vor participa consilierii, sunt invitați funcționarii direcțiilor primăriei, asociațiile profesionale, specialiștii în domenii și reprezentanți ai societății civile.